Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. De curând mi-am achiziționat un suport pentru cablaje, așa că am hotărât să fac o foarte scurtă prezentare. În caz de îl vedeți pe viitor, să vă redirecționez către acest scurt clip. În primul rând, partea asta de aici este metalică. Am luat și un magnet ca să vedeți. E metal. 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 Zona asta este, cred că, din aluminiu. Brațele din plastic, bineînțeles că se poate schimba poziția pe orizontală, da. Se poate schimba poziția și din aceste chestii, deprinderea PCB-ului. În partea stângă are un arc, în partea dreaptă nu. Chestia asta de prinderea PCB-ului cred eu că e din aluminiu vopsit, așa îmi place să cred. În plastic nu, nu este din plastic. Așa am crezut inițial, dar nu. Hai să măsurăm dimensiunea maximă a PCB-ului de montare pe acest suport. Aici e maxim, în partea stângă, în partea dreaptă. Cred că pe undeva aproape de 20 cm. Da, aproape de 20. Pe lățime, până în partea de jos, undeva pe la 7 cm. Mă rog, 6,5. Asta înseamnă că dublăm PCB-ul dacă avem mai sus. Vă dați vă seama, undeva până la 12 și ceva, 13 cm. Dar pentru mine este oricum peste limita pe care o voi folosi. Asta pentru că în momentul când proiectez PCB-uri, pun dimensiunea maximă de 100 de mm pe 100 de mm. Hai să măsurăm mare și dimensiunea acestor bare din fier. Aproape de 30 cm, 16 cm. Înălțime ați observat-o, până la 7, mă rog, cu totul, cu brațele astea, tot brațul are 10 cm. Am pregătit și un PCB. Se pune ceva gen. Așa se scoate PCB-ul, se pune cât de cât stabil. Mă rog, se mai poate strânge în caz de vrei și mai strâns. Se împinge mai mult și în regulă. Depinde, mă rog, cât de strâns vrei. Dar oricum, mi se pare mult mai comod să lipești componente pe un cablaj utilizând acest suport. E mult mai fain așa. Vouă cum vi se pare? Știu că este un moft, un electronist amator. În mod normal nu prea are nevoie de așa ceva, dar am zis că m-ar ajuta mai mult. Așa mă pot focusa ca acele componente să fie așezate bine pe cablaj și așa mai departe. Ați observat și voi că să puneți PCB-ul direct pe masă e un pic mai anevoios. Vă dați seama, punem pe masă, se mai mișcă, așa pe acel suport, ia, parcă e altfel. Nu știu, părerea mea. Pui pe acest suport și cablajul e mult mai fix, mult mai stabil. Cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Bineînțeles că link către acest produs veți avea în descriere, dar mare atenție că nu fac reclamă, e doar o prezentare din plăcere. Să împărtășesc cu voi ce achiziționez pe parcurs. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!